Ați văzut vremurile de dinainte de Revoluție, când prim secretarii de partid decideau tot. Ați prins și perioada de după, când premierii din țara asta tăiau și spânzurau. Cum vi se pare povestea asta, care are și o influență politică, cu Ghencea întoarsă pentru a juca Becali? E de felicitat, Ciolacu. Așa, îl lăudați un pic. Cu toate că așa păblat îl lovește Dâncu. Vrea să-i pună o puțină piedică, dar nu cred că va putea sau așa. A putut. Așa. Dar în orice caz, așa subtil, l-a pleznit pe Ciolacu. Dâncu, da. Așa. Dar eu zic că a făcut o greșeală. Ca sări la Ciolacu. Da. Uh-huh. E bine, Dâncu și încă o gașcă au curățat mult premieri. Așa că... Așa. Da. Așa că... Dar n-au ce să mai facă acum. Vor juca pe Steaua. Așa este normal. Da. Așa este bine. Da. Da. Nu este stadionul Armatei, ca să fie foarte clar. Este stadionul țării. Uh-huh. Și cine plătește? Că de asta e capitalism. Nu ne întoarcem iar la comunism. La ce ai zis tu, la prim secretar și așa mai departe. Așa. Cine plătește? Plătești. Mă, frate, plătești. Banii intră în visteria țării. Ajuți alți săraci cu banii care ei. Nu îl ții de muzeu, că nu l-ai făcut să-l ții de muzeu. Iar stadionul ăsta, vă repet, a fost făcut de Mircea Sandu și de Mitică Dragomir. Toate trei stadioanele, Giuleștiu și Arcul de Triunf. Datorită campionatului european, să nu mă mai repet de atâta ori, știți despre ce este vorba. Ok, dar vreau să vă întreb o chestie și vă întreb pe dumneavoastră, pentru că aș fost și eu un politic... N-ar trebui statul român să se protejeze cumva pe viitor, nu acum. În cazul în care, nu știu, un om de afaceri are în trecut o condamnare pentru fraudarea statului român. Becali are o astfel de condamnare cu schimbul ăla fraudulos de terenuri, ok, cu complicitatea unor oameni din minister. Dar, per total, statul român a fost prejudiciat de acest om de afaceri. N-ar trebui... Din contră, a adus bani în România. A adus bani în România? Păi stați puțin, schimbul ăla de terenuri mi-a scos și mie bani din buzunar. Și dumneavoastră, și lui Alex, no, și lui Dragoș. Nu, Dragoș. Nu, făceau alții. Asta a fost trendul. Stați că asta nu aici nu sunt de acord cu dumneavoastră. Aici e, știu că nu. Și dacă nu ești de acord cu mine, ce? De-aia nu mai pot eu. Sau, știu, tu, da. De-aia nu mai poți tu că nu... sunt eu de acord cu tine. Categoric că fiecare, nu. De-aia e democrație. Fiecare absolut. Să gândească și să... facă ce crede de cuvință și ce este legal. Da, dar dacă nu, practic spuneți că dacă nu fura Becali, fura altul. Nu e vorba de furat aici, iubitule. Așa. Păi dacă furau, erau la pușcărie. Păi au fost condamnați. Voi folosiți alte expresii. Așa. Pentru că altfel vă duceți voi la pușcărie pentru chestiile astea. Pentru calomnie. Acum ați văzut, calomnie e dată dracu, e nenorocire cu ea. Așa, da, ok. Dar a fost condamnat pentru schimbul de terenuri cu armata. Dragul de încă o dată, n-a fost condamnat pentru asta. Vedeți-vă de treabă. Luați și citiți hotărârea judecătorească să vedeți pentru ce a fost condamnat Becali. Păi a fost condamnat pentru valiză, nu? Și pentru condamnat definitiv de instanța supremă la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul schimbului de terenuri cu MAPN. Așa. Nu pentru aia a făcut pușcărie. A făcut pușcărie, i-a băgat pe ea în portbagaj. Ok, da. A fost condamnat definitiv și pentru asta. Da. Și ce dacă a fost condamnat? Ce, instanțele nu greșesc? Ah, ok. Așa, păi atunci, toată lumea greșește. Păi și atunci? Păi, noi suntem invidioși că l-a reușit, vă spun eu. Toți. Ah, nu, nici vorbă. Nu pe dracu. Dar dacă nu era sunteți Becali, invidios dumneavoastră pe Becali? Eu nu sunt invidios pe Becali că a reușit. Foarte bine, bravo. Eu sunt, eu sunt ca alții, ca mulțimea. Că n-am făcut și eu avere cât el. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră credeți că se va rezolva, se va liniști totul după ce Becali se va întoarce în Ghencea? Dom'le, nu se liniștește nimic la noi în România. Așa. Suntem făcuți în sămânță de scandal.